Klaus Iohannis, avertisment pe legile justiției, am mai multe opțiuni care pot fi luate în vizor. Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, cu privire la modificările recente aduse legilor justiției, ce intenționează, în momentul în care aceste legi vor ajunge la el, să facă o primă analiză. În prima etapă, am mai multe opțiuni care pot fi luate în vizor, a inut să precizeze președintele. Nu o să intru în detalii astăzi, dar intenționez în momentul în care aceste legi ajung la mine, pentru ce niciuna nu a ajuns la mine instituțional, să fac o primă analiză. Voi face o declarație public de intenții, atunci o să vă spun un pic mai concret ce anume cred despre anumite demersuri. În prima etapă, am mai multe opțiuni care pot fi luate în vizor, a spus Klaus Iohannis. Comisia special care modific legile justiției, condus de deputatul PSD Florin Iordache, a dat marci raport de admitere pe legea 303/2004 privind statutul magistraților, astfel încât prevederea care le limite presubliniere dintele României din numirea conducerii ICJ a fost corelat cu legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, CSM.